Scopul concursului este de a informa elevii din licee despre riscurile la care sunt supuși. Fiecare elev va primi materiale informative despre cele trei tipuri de cancer și în special despre factorii de risc și cum pot fi evitate aceste boli. Desfășoară, începând cu luna februarie, un concurs pe teme de educație sanitară privind cancerele genitale, mamare și pulmonare. Concursul se va desfășura în liceele din municipiul Târgu Jiu. Profesorii prezenți la întrunirea de azi consideră că inițiativa asociației este binevenită. Ideea este nemaipomenită, se adresează elevilor de liceu și proiectul acesta presupune și activitățile de voluntariat care iarăși ar trebui să prindă și în societatea românească. Copiii sunt deja incluși în astfel de proiecte de voluntariat, participă de la toate școlile la astfel de proiecte. Noi suntem încântați să participăm și să conștientizăm elevii cu această problemă. Consider că este foarte bine să învățăm copiii, în special copiii de liceu, cum să se ferească de anumite lucruri. Sau e foarte bine să conștientizeze, să știe că dacă se apucă de fumat, la ce se pot aștepta. Sau dacă încep viața sexuală mai devreme decât ar fi normal, la ce se pot aștepta. În luna aprilie va avea loc etapa de masă a concursului, iar pe 25 aprilie faza pe licee. Concursul este susținut de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu și Clubul Rotarii din Târgu Jiu.